Bună seara! Astăzi continuăm studiul nostru introductiv asupra omului și discutăm despre ceea ce diferențiază până la urmă omul de animal și anume gândirea. Pentru asta trebuie să discutăm un pic despre ce înseamnă gândul. E foarte greu de spus ce înseamnă gândul, pentru că e greu să ajung la momentul în care a apărut prima oară un gând. Și cred că prima oară un gând nu a apărut când exista un aparat al gândirii. Cred că gândul a apărut înainte de a exista aparatul gândirii. Și, drept urmare, mi-e destul de greu să mă conectez la acel moment. Și atunci începem să studiem gândul prin a studia cum funcționează el. Toată lumea știe că există un gând, pentru că întâmplarea face că toți gândim, mai bine, mai prost, dar gândim. Și atunci fiecare ființă umană, mai bună, mai rea, emite gânduri pozitive sau negative, dar deci. Bun. Și atunci, ce facem? Studiem, analizăm în sens invers gândului. Adică, un om emite un cuvânt. Să zicem că ăsta e cuvântul pe care îl emite, da? Ăsta se transformă în munte. E recepționat de ureche. Ăsta e omul. Da? E recepționat de ureche. Este transformat, deci este o undă, da? Este transformat în pe intermediul celor trei oase de la nivelul urechii, în lucru mecanic, pentru că astea ating timpanul. Timpanul vibrează, vibrația asta mișcă niște celule, care îl transformă în stimul electric, pentru ca apoi să ducă, să se integreze. Există niște arii ale creierului, arii de Brodmann specifice a auzului. Pentru ca la un moment dat se transforme iar în gând. Undeva în capul unui om. Da? Deci ce avem? Gând. Asta nu mai merge. Gând. Cuvânt. Deci, undă, stimul electric și iar gând. Lavoisier parcă a spus, la un moment dat, că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă în universul ăsta. Dar nu există, deci nu există un nimic care să se transforme în alt nimic și apoi într-un alt nimic. Drept urmare, nu știu ce e gândul, dar știu că există, devine cuvânt. Și după aia devine undă. Da? Deci este undă. Cuvântul e o undă. E un sunet. Da? Și după aia se transformă în stimul electric. Și după aia se transformă în alt gând. Și atunci ținem cont că ăsta e energie. Stimulii electrici din creierul omului sunt energie. Înseamnă că avem o energie care se transformă în altă energie care se transformă în altă energie pentru a deveni energie. Deci gândul este propriu zis energie și informație. Drept urmare, un gând este egal informație plus energie. De ce este important? Ca să știți ce este. Gândul este informație și energie. Da? În funcție de vibrația lui. De, mă rog, ceea ce determină, aici apar, mă rog, gândurile pozitive sau negative. Asta este părerea mea despre gând. Întrebări. În primul rând, să vedeți cum acționează gândurile. Da? Gândurile fiind informație și energie, pentru că tot Universul este în vibrație, au un anumit tip de vibrație. Vibrațiile astea pot să fie înalte
sau joase. Da? Deci dacă eu emit continuu gânduri de vibrație înaltă, voi avea o gândire de vibrație înaltă, care îmi va crea un creier de vibrație înaltă, dacă voi avea gânduri de vibrație joasă, îmi voi crea un creier de vibrație joasă, care va determina o minte de vibrație joasă. Laureată Premiului Nobel, nu mai știu în ce an, pentru medicină, a zis când i s-a decernat Premiul Nobel, domnule, trebuie să avem curajul să spunem că nu gândirea este un rezultat al creierului, ci creierul este un rezultat al gândirii. Ca exemplu, domnule, dacă iei doi copii, geni, unii din vitelin, deci identici genetic, da? Și pe unul crești, eu știu, școală, oriunde în lumea asta, școală, liceu, grădință, școală, liceu, facultate, iar pe unul îl crești între lupi, indiferent de gena pe care o are, primul va deveni cine știe ce, profesor sau mai știu eu ce, în schimb, celălalt va merge în patru lave și va urla ca lupi. Deci ceea ce face ca un om să evolueze este gândirea, educația. Asta face să evolueze. Să nu se supere pe mine nici Sfinții Părinți, nici... De aia nu cred că Adam și Eva erau ființe foarte evoluate sau mai evoluate decât erau, eu știu, omul de Neandertal. De ce? Pentru că nu aveau un aparat al gândirii. Iar nu aveau un aparat al gândirii format și nu aveau informația care există la ora actuală. Deci din punct de vedere, nu știu cum erau din punct de vedere spiritual, sufletesc, dar clar, ca aparat al gândirii, erau mult mai apropiați de animale decât omul din ziua de azi. Bun. Deci, gândul înseamnă informație și energie, gândul înseamnă vibrație. Vibrația înaltă înseamnă că la un moment dat creierul meu va emite pe vibrații înalte și atunci va accesa gânduri de vibrație înalte, deci informații de vibrație înaltă. Pe când, dacă o să gândesc negativ, voi accesa în timp gânduri de vibrație joasă, deci voi avea o gândire absolut negativă. Aici tot este important, deci cel mai important aspect al gândirii omului este intenția. Voință. Kant spune la un moment dat că o voință bună determină o conștiință bună. Deci dacă eu îmi doresc să fac bine și din multitudinea de gânduri, din multitudinea de informații pe care le întâlnesc în viața mea, aleg informația pozitivă, atunci gândirea mea nu poate să fie decât pozitivă. Dacă eu, din multitudinea de gânduri care se găsesc în jurul meu, o să aleg gândurile negative, automat conștiința mea va decădea și va deveni o conștiință negativă. Ce să mai spun? Apropo de... Păi foarte simplu. Orice gândire negativă conectează la negativ. Orice gândire negativă, eu știu, frica. Frica de eșec, frica de moarte, frica de toate fricile. Toate astea te conectează la ceea ce este negativ. Deci eu în loc să mă... Deci dacă frica de eșec va conecta la automat la eșec. De ce? E foarte simplu. Pentru că în viața reală devine manifest ceea ce există mică, în mine. O frică de eșec care există în sufletul meu va conecta la eșec. Dacă nu am frici, nu am cum să mă conectez la asta. Dacă eu mă conectez la Dumnezeu, să zice, nu mă pot conecta la eșec. Și atunci orice frică care este înlocuită cu rugăciune sau cu un gând pozitiv, adică, mă rog, mă duc la dezlegări, mă duc la, eu știu, fac terapie, mă închin, postesc, toate pot transforma un gând negativ într-un gând pozitiv. Deci, ca dovadă, e o explicație pe care mi-a dat-o și mie cineva. Culmea, acest cineva se ocupa de... Știu, se ocupa, gândesc la schema asta,
se ocupa de... Dă-mi o foaie. Dă-mi foaie. Dă-mi foaie. Da? Luăm o foaie. Și mi s-a părut foarte importantă aceasta. Am o foaie. Ce vedeți aici? Nu. Deci, e o foaie foarte mare albă și un singur punct negru. Dar noi ce vedem? Punctul negru. Da? Deși uite cât e de foaie. Nu ați zis nimeni, domnule, foaia albă. O foaie albă. Toată lumea se uită la punctul negru. Deci, pe principiul ăsta se conectează eșecul. Deci, dacă mine există frica de eșec, dacă eu cred că eu s-o dobândesc, obțin. Știți că e faza aia acum. Sunt unele lucruri care sunt imposibil de făcut. Și până vine unul care nu știe asta. Și realizează. Cam așa e și cu frică, fricile astea. Ce important e să nu aveți frici. Pot să fac un lucru, am încredere că... Asta este principiul fricii. Asta este principiul cu care... Deci Petru l-a luat Iisus să meargă pe apă, da? Și el a mers o perioadă și după aia a căzut în apă. Și a zis, pentru ce te îndoiești? Deci simpla îndoială. Deci dacă el mergea constant, da, pot să merg pe apă, mergea pe apă. Noi nu putem să facem anumite lucruri. De ce? Pentru că avem îndoieli. Și aceste îndoieli, punctele astea, evident, la unul un punct, la unul 2, 3, N, 10, 100, la unul negru, toată foaia, da? Toate astea ne îndepărtează, de fapt, de scopul nostru, de țelul nostru. Am o teamă, da? Am un frică, am un ce, o ceva, un program. Orice frică e un program. În momentul în care există o sursă de lumină, da? Sursa de lumină universală. Sau Duhul Sfânt. Da? În momentul în care deschid sursa de lumină prin rugăciune și încercuiesc punctul ăsta de întuneric cu lumină, ce se va întâmpla cu el? Se va topi. Și în momentul respectiv va dispărea programul respectiv. Deci pot să-mi imaginez, există în Reiki mâinile energetice care se duc până la capătul Universului. Există scris în cărți, apropo de mâinile energetice. Când scoți mâinile tale energetice, când faci chirurgia de lumină, ei, în momentul în care îmi imaginez că iau punctul ăsta în mână, deci mâna mobilă de lumină, da? Și iau punctul ăsta și îl bagă în lumină. Ce se întâmplă? Se topește. Și dispare frica. Este una dintre formele cele mai simple de anihilat fricile celor care au atacuri de panică. Da? Pur și simplu, în momentul în care l-am înconjurat cu lumină, în timp ăsta, dispare. Există chiar un experiment făcut. Asta este un experiment, cred că prin anii 60, numai în Columbic. Când au apărut primele calculatoare, alea, cu jocurile alea prostești de trăgeai și aveai și tu o navă de spațială și trăgeai cu tic 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 și acolo aveai dușmani. Deci primele calculatoare, da? Și a fost un experiment. Un băiat care avea o tumoră craniană inoperabilă și i-au făcut un joc special. Jocul lui era, deci era copil pe vremea aia. Eu l-am văzut după, mă rog, reportajul era făcut după 20 de ani și nu i s-a dus nicio șansă să trăiască pentru că era o tumoră care creștea foarte repede. Ei, și principiul era următor. Și pe principiul ăsta deci, el era așa, să zicem, da? Mă rog, faceți un efort de imaginație, da? Și aici avea o tumoră. Și el avea un joc pe calculator pe care era reprezentată, mă rog, erau alea, tuburile alea mari, de știe toată lumea. Și acolo, pe calculatorul lui, era reprezentată tumora lui și el avea o navetă care trăgea și distrugea tumora. Numai că asta nu funcționa decât în momentul în care avea niște electrozi legați la cap și nu funcționa decât când creierul era în alfa. Deci, în alfa, el își imagina cum distrugea tumora pe care o avea pe calculator. Și pe măsură ce își imagina asta. Ei, pe
Pe lângă faptul că experimentul a reușit, puștiul a reușit să trăiască 20 de ani. Sau, cel puțin, când l-am văzut eu după 20 de ani, trăia. Acum, nu știu ce s-a întâmplat. Asta este efectul gândirii. În alfa, gândirea are altă putere. În alfa, curățarea se face altfel. Deci, inclusiv curățarea de programe la nivel interior se face în alfa, starea alfa creierului. Deci, starea alfa este o stare în care creierul vibrează la o anumită intensitate, are anumite unde cerebrale. Da? Este o stare de starea intermediară între veghe și somn. Deci este starea înainte să adori, când stai așa, nu mai știi niciun de nici, sau starea dinainte să te trezi. Te-ai trezit, dar n-ai deschis încă ochii. Și ești între cele două lumi. Asta este starea alfa, a creierului. Gândurile negative, toată lumea se întreabă unde sunt stocate gândurile negative. Gândurile negative sunt stocate la nivelul întregului câmp. Deci ai gânduri negative care sunt la nivelul degetului mic, de la picior. Ai gânduri negative care sunt stocate la nivelul, eu știu, creierului. Ai gânduri negative la nivel încheieturilor. Oriunde. Oriunde poate fi stocat. La nivelul organelor. Gândurile negative se stochează și blochează meridianele energetice și după ce blochează meridianele energetice, produc boală. Absolut, da. Este principiul proiecțiilor părinților pe copii. Este principiul proiecției soților pe soți. Deci există boli pe care le preiau soții din cauza că sunt gândurile și stările negative ale soțiilor sau ale soților. Există boli care le preiau copiii din cauza problemelor părinților și gândurile lor negative. Fricile mamelor se transferă pe copii ca programe negative. Deci mamei e frică de câini și copilul va fugi de câini. Pentru că îi transferă frică. Chestia cu transferul fricii este demonstrată științific. În Atacul Psihii am experimentele care au făcut. Mi se pare că rușii l-au făcut. În experiment. Apropo de transferul de frică. Zic. Cei mai ușor de manipulat mental sunt oamenii care nu cred în nimic. Nu cred că îi se poate întâmpla și îi dau crezarea absolutoră cu oricare gând care îi vine în minte. Și crede că e de la el. Și cel mai ușor de manipulat. Unul care se îndoiește e foarte greu de manipulat. Deci omul care se îndoiește... Deci eu nu le dau elevilor mei certitudini, ci numai îndoi. De ce? Să fie greu de manipulat. Eu spun tuturor, băi, luați de bună ce zic eu. Înduiți-vă de orice informație care vă vine. De ce? În felul ăsta ești protejat. Eu totdeauna am un semn al întrebării undeva. Nu știu dacă ceea ce spun eu este ok, dar în practică s-a dovedit a fi ok. Deci, practica demonstrează teoria. Principiul non-rezonanței nu înseamnă să nu crezi și nici să te îndoiești. Principiul non-rezonanței înseamnă că eu nu pot fi agățat prin răul conținut în ceva. Dar asta înseamnă că eu am trecut peste acel program. Și acel program nu mă poate atinge. Nu să treci prin el, să-l simți, să-l cunoști. Pentru că dacă tu crezi, degeaba crezi că nu poate fi afectat sufletul, poți să demonstrezi asta oricui că poate fi afectat sufletul. Oricui și la orice oră și lucrezi din câmpurile, centri. Am cunoscut persoane care erau atât de erau atât de convinse că lor nu se poate întâmpla nimic pentru că Dumnezeu îi protejează. Mă rog, cineva, tanti Aglaia. Ei, până când apare unul care îți arată că se poate. Deci la nivelul meu de cunoaștere, care zic oricum e mai mare un pic decât nivelul unui om de pe stradă, și tot știu că pot fi influențat.
Gândirea este dată de un parametru care în radiestezie se cheamă PE. Puterea infoenergetică a fiecărui om. Această putere infoenergetică a unui om, și mai există puterea infoenergetică concentrată, este dat de anumiți parametri. Printre care și vârsta astrală. Vârsta astrală este, într-adevăr, un factor important în gândire. De ce? Un om cu vârsta astrală mare va avea o altă forță a gândirii decât un om cu vârsta astrală mică. Dar, nu asta este tot. Pieu are foarte mare importanță. De exemplu, maestrii de arte marțiale de altă dată și care s-au antrenat. Deci antrenamentul este foarte important în treaba asta. Pentru că una este să stai să te concentrezi pe un punct și asta este să nu fii făcut asta niciodată. Alta este să fii făcut asta o viață. Da? Deci un maestru de arte marțiale chinez care a învățat să se concentreze într-un punct ani va avea altă putere concentrată decât unul care n-a făcut nimic. Eu știu. Puterea de a se concentra. Păi e foarte importantă, pentru că puterea de concentrare înseamnă că îți canalizezi toate energiile într-un sens. Deci ăștia sunt oameni care sunt, de obicei, avangardiști. Sunt ca trenul. Da, deci nu-i oprește nimic. De ce? El și-a propus, domnule, unde vreau să ajung pe Everest. Și vin, apar greutăți, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Rezolvă, 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 rezolvă. De ce? Pentru că ea nu înțelege. Da? Și atunci el știe. Dom'le, ăla e punctul meu. La revedere. Alt exemplu. Altă putere de concentrare are cineva care a fost arcaș în altă viață. A fi arcaș presupune ca săgeata ta să ducă în punctul respectiv. Ori arta de a trage cu arcul nu este asta e săgeata, ăla e punctul, calculez o linie. Nu. Eu trag în așa fel încât săgeata mea să ajungă din punctul ăsta în ăsta. Deci, deja acolo. Deci săgeata mea urmează calea gândului. Și atunci, ăsta va avea altă putere concentrată decât unul care, eu știu, ce a făcut. A pescuit. Este antrenamentul. Antrenamentul. Și mai ales antrenamentul de altă dată. Adică, tu nu poți să... Nu vreau să condiționez asta, să se numește condiționare negativă. Dar e greu să recuperezi într-un timp, chiar și în viața asta, ceea ce alții au făcut în alte în vieți. Adică dacă unul a fost o viață arcaș, va avea altă putere concentrată. Bine, acum nu arcași de zi, mă refer la samurai, la arcași de pe din vremea samuraiilor. Nu că tăgea cu arcul și tăgeau la grămadă și cădeau o mie de surițe și... Nu. Aia care punct ochi, punct lovit la nu știu ce. Un lunetist va avea altă putere de concentrare. Clar. Este principiul concentrării în punct. Nu, se desenează un punct. Se desenează un punct și imaginez că toate energiile mele converg către punctul respectiv. Dureze cât mai mult. Pentru că așa toată lumea se uită la un punct. Dacă se poate uita la un punct, fără se zboare mintea. Zboară mintea. Dacă ai stat 3 ore să te uiți la un punct, cu intenția că toate energiile tale se duc la punctul respectiv, e clar că ai atins punctul respectiv. Haideți să vă spun ceva apropo de gând și de importanța gândului. La un moment dat, un coleg de-al meu de muncă îmi zice și eu nu cred că există magie. Haide! Nu mai vorbim. Și zic, dar de ce? Zice, nu pot să cred că există magie. Ce prostie asta, că există magie? Și am zis, bă, zic, facem pariu că nu trebuie decât 5 minute ca să-ți demonstrez că există magie. Zice, aia, vreau să vă și pe asta. Bine, băiatul, un băiat deștept. Făcea arte marțiale, era
la curent cu multe din lucrurile astea. Și am zis, păi, zice, și revenim la omuleți. Crezi în telepatie? Zice, da, s-a demonstrat că există telepatie. Între o telepatie este contact, nivel, gând, gând, între doi oameni, da? Gând. Gând. Bun. Pe gândul ăsta poate să fie un gând negativ? Absolut da. Gândul ăsta negativ intră în structurile persoanei astea? Absolut da. Poate determina o reacție negativă? Absolut da. Asta e magia. E greu. Pentru că și se întâmplă, telepatia se face de la nivel de aparat de gândire. Dar conexiunea noastră, în momentul în care se gândește cineva la tine, nu se face direct la nivelul aparatului gândirii. De multe ori te lovesc undeva. Într-o zonă. Și îți intră câmpul, îți intră gândul ăsta într-o structură. Acolo e ca un vierbe de la care roade, 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 roade. Și boala apare mai târziu. Evident, cu cât este mai cum să spun eu, mai puternică energia, că există informație și energie, evident. Deci informația este negativă, perfect. Dar are foarte mare importanță energia. Că una este să te concentrezi 5 minute și alta este să te concentrezi 2 ore. Și alta este când fac ăștia magie neagră, că se duc de 3 nopți la rând, de la 12 la 4 noaptea și descântă la 7 izvoare și mai știu ce. Magia neagră are alte conotații. Sau principiul vudului, da? Că dansează ea în jurul focului o noapte întreagă. Păi, ce energie se degajă acolo? Foarte mare. Păi, și? Iar tot numai cu 5 minute? Încercați să vă concentrați 5 minute pe un punct. În vudul ce înseamnă? Deci, i-a pus țepușa aici și se concentrează pe țepușa aia. Și asta e tot. Plasă de protecție cresc prin rugăciune, post, prin tot ce înseamnă lucruri pozitive. Nu e o formă de concentrare. Rugăciunea, da, oricum nu sunt la nivelul concentrării, concentrării. Deci, singura formă de concentrare cu adevărat este meditația. Deci, e un alt nivel. Deci, postul e cea mai de jos. Postul negru poate să-l ține nimeni, indiferent cât îl ține capul. După aia rugăciunea este alt nivel, presupune să stea acolo cu gândurile. Da? Să vezi ce greu să ajungi să te rogi, să zicem, să faci o rugăciune de 20 minute, fără să zboare gândul în altă parte. Aia se numește tot concentrare. Când ajungi la nivelul la care marii preoți erau aia care puteau să facă liturghia, și mergeau, stăteau așa 3 ore. Da, cât în spate. Aia tot de concentrare ține. Îți crește vibrația, te face vulnerabil la anumite tipuri de atacuri, dar te face impenetrabil la alte tipuri de atacuri. Aici intervine rugăciunea, da? De exemplu, câmpul de protecție crește cu citirea psaltirii. Psaltirea crește cu câmpul de protecție, câmpul 3. Deci la psaltire, chakra 3 crește ca dimensiune. Se deschide și atunci apare un câmp de protecție super. Absolut, da. În momentul în care ții postul, automat entitățile de lumină din jurul nostru, deci ghizii mei, că sunt primiți prin ție, că sunt preot, că sunt călugă, că sunt maestru Reghi, că sunt radiestezesc, îmi vin în câmp, în corp. Deci ăsta este principiul postului. În timpul postului, entitățile de lumină se suprapun corpului meu. Când mănânc, dacă mănânc carte, fugit. Dacă mănânc de dulce, de asta, de post, se suprapă mie, că el nu are care. Îngeri. Formele gând sunt tot gânduri.
Dar numai când sunt gânduri la care se adaugă o energie mai mare. Deci, să zicem, eu emit un gând. Pa! Dar în momentul în care pun o energie mai mare din structurile mele în acest, în acest gând, îmi apar forme de gând. În momentul în care informația este mult mai structurată, e mai complexă, în momentul respectiv apar forme de gând. Vestemele sunt forme gând. Absolut. Algoritmul tot e informație și energie. Numai că e mai complexă. Orice gândesc se poate materializa. Și cu cât ai, cu cât ai puterea de a gândi mai mare, cu atât ai șanse să produci mai multe prostii sau mai mult bine. Deci dacă nu-ți coordonezi bine gândirea și gândești prost, poți să faci îngrozitor de mult rău. Doar prin prostie. Pentru că vreau să vă dau un exemplu. Preoții noștri nu sunt prea deștepți. Să mai dăm Dumnezeu, dar asta e realitatea. Da? Și ei s-au gândit. Și vreau să mărturisesc că și eu am gândit la fel la început. Și ei s-au gândit. Ce-i domnule fotbalul ăsta? Ce-i domnule? Și să alergi cu mingea după o bășică. Ăsta e păcat. În loc să stea un moca să se roage, că e așa judecă. În loc să stea un moca să se roage, să duce el pe stadion. În loc să meargă la biserică. Și ce-am făcut? Au proiectat negativ. Păi dacă se proiectează negativ, 10.000 de preoți care fac liturghii și care gândesc toți prost că nu e bine să fie fotbal, ce se întâmplă cu fotbal? Să ce ne-ai? De ce? Pentru că ei nu înțeleg că e un sistem în care trebuie să ne integrăm. Că nu putem să stăm toți să ne rugăm. Că unul trebuie să fie fotbalist, unul trebuie să fie antrenor, unul trebuie să fie masseur, unul trebuie să fie, eu știu, kinetoterapeut. Că o echipă de fotbal înseamnă un staff întreg. Nu e numai fotbalistul care aleargă după bășică. E patronul, e clubul, sunt șoferi, sunt șoferi de autocare, sunt autocare, sunt oameni care construiesc autocare, sunt oameni care construiesc, care fabrică mingi, echipamente. Deci, din industrie asta trăiește toată lumea. Ia impresia că ar trebui să stea toți frumos să roage. Hello! Păi cine-ți mai aprinde becul dacă toți ne rugăm? Ca să citești tu liturghia. Ei, din cauza asta au proiectat negativ și de asta tu n-ai pe fotbalul românesc. Și nu numai. Sunt multe lucruri care sunt. Ei nu înțeleg că sunt lucruri care trebuie să existe. Păi dacă eu nu m-aș bărbiri și nu m-aș tunde, a dispărea frizerii? Da! Dacă eu nu m-aș uita la televizor, ar dispărea fabricile de televizoare? Spunea Părintele Cropa că e păcat să te uiți la televizor. Nu! E păcat la ce te uiți! Dar nu e păcat televizorul, că de la televizor poți să mă uiți și pe Animal Planet, poți să mă uiți și despre, la emisiuni despre genetică, și la science, și la history, și la o grămadă de emisiuni care îmi cresc cunoașterea. Sensul e important. Da? Păi dacă scoatem toți televizoarele din casă, ce facem? Fabricile de componente, oamenii care lucrează acolo, transportatorii. Că astea trebuie transportate, nu ca să vină de undeva până la magazin. Magazinele, cei vânzătorii. Dar fiind idioți, că nu pot să le spun altfel, evident proiectați negativ. Ei nu văd decât tarlaua lor și nu înțeleg că lumea trebuie să fie așa cum e. Tocmai ca să existe. Toți. La noi sunt oarecum separate. Și sunt separate nu pentru că ele sunt separate, separate pentru că ne-am învățat prost. Școala se bazează doar pe rațiune. Atât. Nu dezvoltă imaginația. Singurul lucru care mai dezvoltă imaginația sunt pictura. Da? Sunt, eu știu, lucru manual. Adică tot ce presupune imaginație. Tot ce presupune vizualizare. Ori, școala noastră, și în general școala pe planeta Pământ, este rațională. Și atunci se dezvoltă foarte mult emisfera rațională în detrimentul celei intuitive. Și femeile, tot bărbați, toate sunt raționale.
Și am rămas în spate cu intuiția. Ori intuiția este cea care ne unește cu Dumnezeu, nu rațiunea. Rațiunea, poți să o folosești, mă duc de aici acolo, fac aia acolo, iau bilet la autobuz, înțelegeți și ce mai am eu de făcut. Dar în relația cu Dumnezeu, cea mai importantă e intuiția. Deci ea mă unește cu Dumnezeu. Nu. Nu, nu, nu. O secundă. Sunt două căi. Poți să mergi doar pe intuiție. Dar asta este calea iluminării. Adică este o cale a revelației. Când ți se, când ți se relevă Dumnezeu, ăștia de obicei au o cale intuitivă, oamenii ăștia. Dar marea masă a noastră, a oamenilor, merge dinspre rațiune spre Dumnezeu. Și atunci mergem la rațiune și după aia ne ducem spre și nu, îl analizăm, dar cum facem? Analizăm rațional lucruri pe care ar trebui să le simțim. Și pe măsură ce le analizăm, le integrăm. Și începem să le simțim. Și după aia, pentru că în contact cu Dumnezeu, rațiunea se oprește. Ba da, arta este să ajungi să trăiești pe pământ, în Dumnezeu, conectat la Dumnezeu, gândind în Dumnezeu. Deci, rațiunea nu e o povară, cum a fost învățați de ortodoxie. Rațiunea este o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Deci nu poți să neg gândirea. Universul ăsta este gândit. Deci, la un moment dat, apropo de univers de gândire și de gând, vine la mine un inginer. Și inginerul respectiv îmi declară eu sunt atent. Și eu zic, dar de ce? Și zice, nu pot să cred că există Dumnezeu. Păi cum adică? Îi zice, foarte simplu. Nu l-am văzut. Deci dacă nu l-am văzut, n-am cum să cred în el. Și vreau să spun ceva, nici măcar nu pot să mă supăr pe un om care nu crede în Dumnezeu pentru că nu l-am văzut. Până la urmă are dreptate. Adică de ce are dreptate? Păi foarte simplu. De ce să mă silească cineva să cred în ceva? Adică mă dotez cu un aparat. Da? Adică, e ca și cum ar veni o femeie la mine și ar zice, știi, eu sunt frumoasă. Dar eu sunt torb. Nu sunt torb, nu pot să te ating, nu pot să te miros, nu pot să fac nimic. Dar eu sunt cea mai frumoasă femeie. Mersi. Nu pot să te ia de nevastă. Doar că zici tu că e frumoasă. Înțelegi? Și atunci se pune problema că nici măcar nu pot să super pe un om care zice că e ateu. Dom'le, nu l-am întâlnit. Asta e. Nu se supără. De ce se supără? Dumnezeu a ales să se arate, să se arate, deci să fie nevăzut nou. Aia este părerea altora. Aia e părerea unor oameni. Ei zic că scărțile lor sunt, dar asta sunt părere de oameni. Nu e părerea Dumnezeu. De ce? Eu am scris, da? Da? Am scris în cărți. Da? Să zicem, să presupunem că am scris 100% adevărat, da? Și că vine cineva și spune, băi, de ce tot ce ai scris tu e bullshit? M-aș mâni. Dar nu m-aș supăra. De ce? Pentru că... Lași înțelege. Nu zic că e mai bună. Are alta. E dreptul lui. Numai că eu sunt sensibil la adevăr. La un moment dat mi-a zis, eram eu ultra-ortodox prin facultate. Și vorbeam colegilor despre minuni. Și un coleg de-al meu îmi zice. Și mi-a rămas aminte. Bă, minunile sunt lucruri care nu au fost descoperite încă. Și am avut ce să-i zic, pentru că am simțit că e adevărat. Minunea în sine este un lucru neexplicat, da? Dar dacă le explici, mai e minune? Clar, nu. Și atunci, apostolii ăsta, în Mântuitorul, da? Ei au făcut minuni. Dar au făcut minuni când? Când și-au explicat ce făcea el. Unii au ratat chiar. Unii au ratat minunile. Că mi se pare că apostolul Toma a fost omorât. A vrut să fac chestia aia cu închinatul steagurilor și n-a reușit. L-a omorât pe aia. A ratat-o pe aia. Mă rog, n-are importanță.
Dar minunile se învață cum se fac. Adică e un fel de... Bun. Și zic lui domnul inginer. Zic domnul inginer. Dumneavoastră a fost proiectant de mașini și utilaje. Da. Și ați făcut... Asta e o mașinuță. Mașinuțe. Da. Bun. Asta e obiectul finit. Mașinuță. Da? Dar înainte a fost un proiect cu mașinuța. Asta. Absolut da. La început a fost o idee în căpușorul dumneavoastră? Da. Bun. Deci, ca să existe un lucru material, nu există mai întâi proiectul și înainte de asta gândul? Ba da. Și am zis, Dumnezeu pentru mine este acela care a gândit Universul. Pentru că și eu, Dragoș Arșanu, sunt în realitate un gând. Corect? Deci, înainte am, deci sunt rob, înainte am fost spirit și înainte am fost gând. De la cine? De la Marele Gânditor. Pe mine mă interesează. Că îi zic alții, Marele Arhitect, că îi spun unul Dumnezeu, că îi zic chinezii, Tatăl celor 1000 de lucruri, că îi zic evrei, Iahve, că îi zicem noi, nu știu cum, cel de necuprins, împăratul împăraților. N-are importanță. Îți dai seama ce programator e? Ce program? Ce ai putut să fac? Gândește împotrivă. Da! Deci, gândiți-vă că Dumnezeu trebuie să gândească, a gândit Universul și acum trebuie să gândească și cum să să anihileze pe toți hackerii. Că toți... Deci, toți cei care luptă împotriva creației lui Dumnezeu sunt ca niște hackeri al programului. Nu. Scopul final a fost să-i dea demonul și să se întoarcă la el. Au căzut. Am vorbit despre asta. Da? Deci, inițial au fost sus, au căzut, după aceea s-a creat Universul special ca omul să întoarcă. Dar cu ocazia asta, Dumnezeu, niciodată Dumnezeu, tata avea un talent extraordinar. Tatăl meu gândea întotdeauna pe mai multe planuri. Era unul dintre cei mai buni șahiști avea el de la muncă. Și întotdeauna gândea mai multe. Pe planul cu bătaia lungă, mă dispera. Adică, făcea un lucru și după aia vedea că se așează altele lucruri. Și mă dispera, pentru că eu nu vedeam decât prima mutare. Ei, imaginați-vă că Dumnezeu vede mutări în miliarde de ani. El ne lasă să argem pe noi prin propria gândire, dar Dumnezeu are posibilitatea de a ne ghidona. Și are acest drept. Adică, să zicem, tu nu vrei să faci un lucru, dar este foarte bine și pentru tine și în perspectivă să faci acest lucru. Și asta e drumul, da? Și mă rog, mai sunt alea și eu alte drumuri, da? Ce mai bine pentru tine ar fi să mergi pe aici, da? Și atunci ce face? Îți trage, Doamne, Doamne, o lesă care te trage acolo. Că e nevastă, că e câine, că e România. Hățuri, țac, 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 țac. Scopul este benefic. Deci există două tipuri de manipulare, apropo de gând. Există manipularea benefică și manipularea malefică. Când se referă la manipulare malefică, se referă la cea care îți face ție rău sau este făcută în sensul unui individ, eu știu, pentru el numai spre binele lui suprem. Când este vorba de manipulare pozitivă, este că ceea ce se face pentru tine este pentru binele tău suprem pe toate planurile. Adică Dumnezeu nu ne vrea nici săraci, nici nefericiți, nici bolnavi. Imaginați-vă că Dumnezeu ne vrea bogați, fericiți, sănătoși, împliniți. Și atunci această manipulare a lui Dumnezeu este în sensul evoluției noastre. Când ajung la un nivel de... imaginați-vă pe Hristos, da?
Dom'le, știți ce? Pe mine mă disperă prostia asta de a propovădui sărăcia. Lui Hristos nu-i lipsea nimic. Lui Hristos îi se aducea aur, tămâie, smină. Lui Hristos îi se dădea de mâncare. Da? Se ducea și spunea, astăzi stau în casa ta. Și omul nu știa că trebuie să stea acolo. Da? Deci Hristos era mai bogat decât toți. Avea totul fără să ai pe nimic. Sărăcia, clar, e un program negativ și sărăcia este o formă de plată karmică. Solomon, bă, era om. A avut totul. De unde? De la Dumnezeu, că nu de la el, că nu. Deci, sărăcia nu e o virtute. Și bogăția nu e un păcat. Asta n-au înțeles oameni. Dar nu așa i s-a pomenit, că e mai bine să fii sărac acolo. Nu trebuie să-mi iau lecția. Există o lecție. Era un pusnic care se ruga. Doamne, lecția sărăciei și bogăției nu mi-o da mie. Să știți că și sărăcia e un program greu și bogăția e un program greu. De ce bogăția un program? Sărăcia e că n-ai. Asta e, o înțelege tot de lume. Că poate că n-ai tot ce mai vrea să mănânci, poate n-ai tot ce... Mă rog. Dar de ce e bogăția? Pentru că în momentul în care ești bogat, apar responsabilitățile altora. Trebuie să ai grijă de alții. Trebuie să ai grijă de banii. Trebuie să ai grijă de ceva. Că niciodată nu poți să zici, gata, acum stau și sunt bogat. Astea-s povești. Niciodată. În general, oamenii bogați muncesc mai mult decât oamenii săraci. Pentru că fiecare trebuie să-și ia lecția lui. Fiecare trebuie să înțeleagă. Exemplu că lecția sărăcia este un program. Este pilda lui Iov. Da? Iov era bogat. Și demonul a salutat lui Dumnezeu și a zis, da, păi te iubește, normal că dacă are toate, are de toate de la tine, normal că te iubește. Și a zis, zice, da, dacă n-ar avea, te-ar mai iubi. Și Dumnezeu zice, bine, zice, ia-i bogăția. Deci până și pierderea bogăției se face cu voința divină. Da? Nu poate demonul să treacă peste Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie orice. Trebuie să vezi de ce a îngăduit. Mă rog, spune demonul, dă o molimă. Deci, molima este dată de duhuri. Mor toată vita lui Iov. Rămâne sărac. Avea mii de capete, da? Și mor. Și vine și nema să uite ce ne-a făcut Dumnezeu. Blesteamă pe Dumnezeu. Eu, taci, femeie, domna, da, domna, la fie numele Domnului binecuvântat. Vine demon. Da. Știe că bogăția e la tine. Dar ea e atât de copilul lui, vezi, te mai iubește? Și Hristos, și demonul, și Dumnezeu zice, bine, zice, iei copii. Mă rog, vin niște hoarde barbare, iau slugile, omoară slugile, iau copii, rămâne cu nevastă. O, blesteamă pe Dumnezeu, uite ce nevoie. Domnul, da, Domnul, la fie numele Domnului binecuvântat. Ei, și atunci să zice demonul, Dumnezeu zice, da, copiii ai dat tu. De-aia bolnăvește și vezi, te mai iubește. Și l-au umplut pe Iov de lepră. Și l-au dat și afară din cetate. Adică, e ca și cum te ia pe tine Dragoș Andrișanu și te aruncă la glină. Și stai frumos la glină, cu nevastă, cu tot. Într-o coceabă, o secundă, stai acolo, coceabă la glină. Și stai acolo la glină și nevastă. Blesteamă pe Dumnezeu, că uite cine a fost. La care Iov zice, da, mă, da, Domnul. Fie numele Domnului. Și atunci, demnul a zis, zice, da, te iubește. Și atunci Dumnezeu l-a vindecat și l-a îmbogățit la lui. Deci, sărăcia este o formă pe care să testezi credința. Iar bogăția este altă formă pe care să testezi credința. Pentru că în momentul în care ai bani, ai credința să le știți bani în faza acolo care a câștigat la lotul din 49 și a construit o fabrică de hârtie igienică, să facă cineva ceva norocului. Ideea este că dacă ai avea bani, e clar că ai face toate prostiile din lume. Și atunci, lipsa banilor este o formă de hățuri. Și asta este și sensul pentru care să
Asta este, deci fiecare are formele lui de cum se cheamă? De ispită. Să vadă ce face. Pentru că adevărata atitudine atunci când ai bani este să te consideri administratorul banilor tăi. Și când ești administratorul banilor tăi, banii se duc acolo unde trebuie să duc. Punct. Nu mă interesează. Ei, problema este când consideri pe stare tare. În momentul respectiv, bele de bele. Să te țină ocupată. Să nu gândești prea mult. Să nu gândești e cea mai dulce, cum zicea Sofocle. Mă rog. Deci, vă spuneam, este gânditor, gând, proiect. Haideți să scriem aici. Deci, un gânditor emite un gând care se transformă în proiect, care se transformă în materie. Asta este sistemul prin care se transformă energia. Și atunci, orice lucru are un gânditor. Dorința din dragoste vine din... din cauza că în dragoste se proiectează din sufletul nostru persoanei respective. Și faptul că nu ai tot sufletul, te face să doară. E energie și e inferioară. Adică e inferioară. Hai să zicem că emoțiile sunt inferioare gândirii. Nu sufletul propriu zis. Dar îndrăgosteala, ca să punem problema de îndrăgosteală, este o manifestare a sufletului. Care... Deci există o etapizare. Sunt niște etape ale evoluției. Deci este energia sexuală. Care se transformă în chi, care se transformă în suflet, care se transformă în conștiință și care se transformă în superconștiință. Ori noi trebuie să trecem prin etapele astea ale energiei. Da? Când suferi, ești la nivel emoțional. Când ești la nivelul de superconștiință, nu mai ai probleme de genul ăsta. Nici sexuale, nici sufletești, nici măcar de gândire, pentru că ești la nivelul de superconștiință. Da? Dar, până acolo, toată lumea trece prin etapele astea. Etapa sexuală, etapa emoțională, etapa de gândire, când analizezi la ala, și etapa de conștiință, deci de supraconștiință. Nu. Adică, și totuși, da. Deci, în momentul în care tu analizezi și verbalizezi durerea aia, da? Deci, dacă vorbesc despre ea, și o analizezi și înțelegi ceea ce este corect, durerea dispare. Adică ai o durere. Asta presupune energie. Orice durere înseamnă o energie, nu? Că doare. Toată lumea simte că e energie, da? Bun. În momentul în care vorbesc despre durerea mea, eu transform durerea asta în ce? În cuvânt. De asta e bună spovedarea. Durerea aia. Durerea asta. Știți cum fac eu? Sunt oameni cărora le-a murit cineva. Da? E o durere mare. Trebuie să treci prin așa ceva ca să înțelegi. Da? Și oamenii cărora le-a murit cineva pe care l-au iubit, presupun o durere foarte mare. Simți aici că se sfârșește inima. Ei, eu ce fac? Îi pun să se roage. Îi pun să facă pelerinaje. Îi pun să facă sport. Îi pun să facă sex, dacă pot. Da? Îi pun să postească. De ce? E o energie care trebuie transformată în ceva, în altceva. Și transformarea în altceva se face, scade durerea. Da? Bun. Te doare că a murit cineva. Perfect. Aprinde lumânări. Roagă-te pentru el. Și atunci tu transformi energia negativă care e durere în sens pozitiv. Și pentru el și pentru mine. Deci arta este să sublimezi energia, să sublimezi durerea. Durerea nu există. Știi, am un prieten care m-a sărut osteopat și când mai întoarce mie oasele pe dos și mă doare, spune durerea e doar în mintea ta. Ea nu există. Dar asta e realitatea. Durerea e mintea noastră. Asta este principiul. Principiul cum se cheamă? Hipnozei. Anesteziei prin hipnoză.
Ca să vă explic. Principiul anestezii cu hipnoză se bazează tocmai pe asta. Pe faptul că durerea nu există. Durerea are o componentă chimică. Ca dovadă că durerea nu există, foarte simplu. Există oameni, la noi sunt considerate boli, sunt copiii aia care nu simt. Dacă se ară, nu simt, deci tai o mână și el merge mai departe, care are nicio problemă. Sau cum sunt selectați pitbullii de luptă. Pitbullii de luptă sunt selectați, de când sunt pui la 2 săptămâni sau când, sunt luați de ureche așa și ridicați. Și dacă chele, sunt dați la oameni ca să-i crească. Ca animale de companie. Dacă mârie și se enervează, ăia sunt câine. De ce? Pentru că ei nu au durere. N-au receptorii durerii. Deci durerea e o chestie chimică. Da? E o chestie energetică, dar are și componentă chimică. Nu ai receptorii durerii, nu simți durere. Iei un medicament care inhibă receptorii durerii, nu mai ai nicio durere. Dar și până la urmă ea nu există. Bun. Și în hipnoza, apropo de durere, și era un tip, un stomatolog care făcea așa ceva. Deci noi avem două emisfere, da? Două emisfere cerebrale. Una e rațională și una e intuitivă, da? În momentul în care se face hipnoza pentru anestezie, ce se face? De la receptorul durerii este în emisfera rațională. Receptorul durerii, da? În momentul în care încep să fac vizualizări, și de plin, pe un câmp, și e plin de flori, și sunt pomi, și e frumos afară, și mai miroși un mac, mai miroși un trandafir, eu știu ce, trec în emisfera intuitivă. Și aici nu mai există receptor de durere. Deci durerea ce face? Dispare. Noi nu putem. La om nu e ca la delfin, că lucrează cu amândouă emisfere odată. Trebuie să ajungem la nivelul ăla. Dar mai va. Delfinii sunt mai deștepți decât noi din punctul de vedere, pentru că ei pot să lucreze cu amândouă emisferele deodată, să doarmă și să lucreze cu o emisferă. Ați înțeles? O emisferă o pune la somn, una lucrează, una o... Deci alternează. Noi nu putem treaba asta. Bun. Și atunci trece aici. Trecând aici, nu mai este durere. Și asta e hipnoza pe care înseamnă tot un gând. Eu îl fac să-și mute centrul gândirii din emisfera rațională în emisfera intuitivă. Dacă există o diferență între mecanismul gândirii și gânditor, între gândirea propriu-zisă și gânditor, funcționează împreună. Nu sunt separate. Mecanismul gândirii se formează destul de greu. Mecanismul gândirii, să știți că presupune... Bion vorbea foarte frumos despre asta. Formarea mecanismului gândirii se bazează tocmai pe restricții. Adică faptul că societatea ne spune nu în cât mai multe domenii determină mecanismul gândirii. Și cum se bazează? Cum se formează mecanismul gândirii? E foarte simplu. Mie îmi place să văd asta la copii. Copiii au un mecanism al gândirii într-un stadiu incipient. Da? Deci ei nu au format mecanismul gândirii. Și eu am avut posibilitatea să văd copii crescând. Normal. Și îi spui nu. Face ochii mici așa. Și vezi așa cum încep să se rotească, cum se miște rotițele în cap și încep să se gândească cum pot eu să fac astfel încât să șuntești ce a zis ăsta, astfel încât să fac să iasă cum vreau eu. Și este extraordinar să-i spui nu. Și stai după aia și te uiți la el și începe. Pot pe aici, pot pe partea asta, altă, în așa fel încât să nici nu te supere, dar în același timp să facă și ce vrea. Mecanismul gândirii este dat de impulsul interior, deci impulsul meu interior. Ce vreau? Să dau un pumn în capul ăla, da? Bun. Dar mi se spune nu. Legea, societatea, școala, etc. Și atunci ce fac? Găsesc o soluție. Cum fac eu? Bun. Păi dacă îi pun piedică și nu mă vede nimeni? Aia determină mecanismul gândirii. Vorbesc serios.
Mecanismul gândirii este dat tocmai de asta, de dorința de a face lucruri care sunt interzise. Culmea, știți ce-i drăguț? Că mecanismul gândirii, că minciunea este dovadă de inteligență. Când copiii încep să mintă, de fapt este o dovadă de inteligență. Wow, părinții se supără. Dar ei, de fapt, își dezvoltă mecanismul gândirii. Ei vor cum vor ei. Mecanismul gândirii este dat de dorința mea de a face ceea ce vreau eu, nu gloata. Că noi nu suntem furnici să facem ce zice subconștientul colectiv. Fiecare vrea să facă cum vrea el. Asta ne dă individualitatea. Da? Ori acest mecanism al gândirii presupune, eu am acces la tot subconștientul de grup. În mine se manifestă impulsurile interioare. Eu vreau să fac ce vreau eu. În așa fel încât să nu fiu prins dacă fac rele. Sau să găsesc un cadru legal în care să manifest impulsurile interioare. Sau de iluminare presupune să ajungi la un nivel de vibrație destul de mare la care tu ai lumină proprie. Aia este cu totul altceva. Adică ești ca un luceafăr în noapte. Corect. Numai că asta nu înseamnă că tu nu poți să gândești. Ba poți să emiți. Tu emiți lumină. Corect. Da? Ai acces la Duhul Sfânt. Corect. Nu tu. Mă rog. Un iluminat, da? Are acces la lumină Duhului Sfânt. Corect. Dar, asta nu înseamnă că nu poate să emită programe și să gândească în același timp. Problema iluminației este că ceea ce gândesc devine realitate. Și să te ferească Dumnezeu de unul ăsta care are 4 clase. De un iluminat cu 4 clase. Pentru că el va determina ce crede el. E o pildă. Dar știți, mulți citesc Ortodoxie, dar o citesc degeaba. E o pildă a Sfântului Serafim de Sarov. Care ajunsese la un nivel spiritual. Că în momentul în care trecea pe cărare spre locul lui de rugăciune, se închinau brazii. Ei, și într-o zi, el avea, mânca el acolo, păstârnac, nu știu ce mânca el. Și avea o cărtiță care îi mânca rădăcine de la ce mânca el. Și era foarte supărat că îi mânca aia mâncarea. Și se spune că a ieșit asta la suprafață și a trimis Dumnezeu un vultur și a luat-o. Simplu fapt că l-a deranjat. Nu mai vine cineva să te... Da? Și atunci a trimis Dumnezeu și după aia s-a mâhnit. Că pe rog a mâncat după aia. Deci simpla noastră supărare... Păi nu trebuia să mănânce și aia ceva? De unde să mănânce dacă ai luat habitatul? Dacă trăiești în pustiu, nu că ai luat habitatul animalelor de acolo și că trebuie să interacționezi cu el. Și atunci Serafim de Sarov ce-a pățit? S-a mâhnit după aia. Uite ce am determinat. Pentru că Dumnezeu, pentru ca să nu se mâhnească, l-a luat la revedere. Și îi părea rău. Dar asta e ideea. În momentul în care nu înțelegi principiile care funcționează, tu poți să determini, dar poți să... Bineînțeles că nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Că a luat un vultur, o cârtiță. Era firesc. Eu face parte din ciclu naturii. Dar ca idee, poți să determini lucruri care după aia se par rău tot ție. Pentru că tu ai senzația că știi, dar nu ești Dumnezeu. Ori, există un nivel, nivelul iluminării, de care deja determini. Și determini, poți să faci lucruri. Iubirea, deci în primul rând, Hristos a propovăduit iubirea de aproape, corect. Dar a propovăduit înțelegerea. Să nu uitați câte pilde are. Câte pilde are Mântuitorul. Relativ la bogăție, relativ la judecarea altora, relativ la... Pe asta nu țin de... Nu țin de iubire, de suflet. Țin de gândire. De corectitudinea gândirii. Deci El propovăduiește iubirea. Dar iubirea în contextul gândirii corecte. Eu când mor cât de iubire. Dumnezeu, dar niciunul dintre ăștia care povădesc iubirea, apar la ce spunea Hristos. Dar Hristos știa. Deci, automat. Deci la El gândirea și iubirea erau un tot. Deci nu El nu era spart. Noi suntem sparți. Gândire, suflet, instinct. Hristos era un tot. Și fiind un tot, evident gândea prin intermediul iubirii. Noi trebuie să ajungem la nivelul să unim iubirea asta divină cu iubirea cristică, care este cu totul alta. Iubirea divină este altceva decât iubirea pe care o, mă rog, și-o doresc doamnele pe Facebook.
Da? Iubirea divină este cu totul altceva. Este iubirea față de aproape. E iubirea față de semeni. E jertfa față de om. E jertfa față de ceilalți. Nu are nicio legătură cu mergem de mână prin parc, de Valentine's Day și Valentine's Day și luăm câte un nu știu ce. Nu are nicio legătură. Ce este? Am înțeles. Ai citit niște cărți. Perfect. Dar ce te face să crezi că a pătruns într-un spațiu unde nu există gândire? Bun. Există vreun spațiu unde nu există gândire? Păi, dacă gândirea este la început să existe universul material, deci, gândirea exista înainte să existe îngerii. Da. Gândirea exista înainte să existe universul material. Pot să mă duc într-un loc unde este negândirea? Nu există. O secundă. Dacă această gândire universală, să zicem Dumnezeu, acest arhitect al universului, acest, mă rog, mare gânditor, mare programator, este pretutindeni. Bun. Există vreun loc în care nu sunt în gândirea Lui? Nu există un gol. Există un loc în care există bipolaritate? Absolut, da. Dar bipolaritatea asta sunt în ceva. Eu la aia mă refer. Suntem într-un univers bipolar. Perfect. Dar dincolo de universul ăsta bipolar, să zicem, în acel unul, acolo e tot gândire. Dar gândirea e peste tot. Nu există un loc fără gândire. Nu există niciun loc fără Dumnezeu. Nu există niciun loc în care să nu există creație. Nu există niciun loc unde să nu există nimic. Tot e un ci, tot e un ca, tot e o undă, tot e un ceva, un... cum se cheamă aia? Of, cele mai mici particule. O grămadă. Deci tot există ceva. Gândirea unui om fără nicio energie este un fel de vax albina. De ce? Pentru că ceea ce... Să vă zic eu. Am o informație. Dacă informația asta n-are un substrat energetic, poate să producă ceva? Nu. Și atunci îmi trebuie o energie. Problema nu e de informație. Deci eu vreau să-mi curăț mâncarea. Și ce dacă? Uite, universul o să cadă pe spate că am putut eu să mă curăț mâncarea. Nu! Atunci am nevoie de asta. De energie. În principiu, să zicem, de lumină, da? Nu poți să generezi nimic cu mintea ta. Mintea ta este, dacă e în calcul creierul și mai știu ce, are o valoare energetică. Noi avem un cap. Capul ăsta are niște celule. Celulele astea sunt câteva miliarde, sau câte sunt ele, da? Fiind câteva miliarde, automat au o putere. Când unești vectorul întregului creier, să zicem 100%, evident că va avea o energie. De ce puterea creierului crește de mii de ori, să zicem, cel puțin de 1000 de ori, într-o stare de stres. Deci, într-o stare, într-un moment critic, puterea creierului crește de 1000 de ori. De ce? Pentru că, de fapt, ce face? Se unesc toți vectorii celulelor și se coordonează într-un singur vector. Și aia de 1000 de ori. Dar, deci, ca să transmit informația asta, am nevoie de energia asta. Care poate să fie a creierului, corect, dar nu este atât de mare. Și atunci mă interesează accesul la lumină. Curățarea, lumină. Și accesul la
energiile nu e bine atunci să trimit. Unde scrie că trebuie să spun neapărat palmele? Sau să transmit? În Reiki există transmiterea directă, de care vorbești tu, prin intermediul palmelor, dar există nivelul la care se transmite indirect. Și indirect se transmite în felul următor. Alu, am făcut capul cam ca obiu. Am sursa de lumină, care e independentă de mine. Și asta transmite lumină. Sursa necreată. Sau lumina necreată care izvorăște din Dumnezeu. Da? Eu am acces la ea, prin inițiere. Preot, Reiki, radiestezist. Sursa de lumină e aceeași. Pentru că de la ea a plecat tot Universul. Da? Bun. Și vreau să transmit aici. Să zicem unui alt om. Eu nu trebuie să-i transmit neapărat prin palme. Simpla mea intenție, pentru că am acces să deschid treaba asta și nu trebuie să fiu neapărat inițiat ca să fac treaba asta. E destul să știu. Mintea mea conectează. Deci dacă eu mă gândesc la asta, mă conectez la asta. Și dacă eu mă conectez la asta și spun vreau să-i trimit numită lui ăsta, se va duce. De ce? Pentru că asta e intenția mea. Nu. Gândirea există pentru că există. N-ai nicio legătură cu lumina sau cu întunericul. Gândirea există pentru că există energie. Da? Gândirea este... Imaginați-vă un întuneric. Ați văzut întunericul ăla cu alge marine? Algele alea care luminează? Și dacă dai cu mâna pe acolo, se fac așa, valul de lumină. Cam așa e și cu gândul. Un gând în întuneric. Întuneric este ca o undă. Aia este o entitate. Până se transformă din aia. Durează. Da? Deci, nu înseamnă că gândirea este rezultatul luminii. Gândirea există indiferent că există lumina sau întuneric. Dar pot să vă spun ceva. Lumina, și asta este din observația personală, lumina permite manifestarea mult mai rapidă a gândirii. Adică, gândirea în lumină se mișcă mult mai rapid decât în întuneric. Nu știu dacă o zic. Am observat reacțiile oamenilor care sunt foarte întunecați și oamenilor care au multă lumină. Gândirea lor este cu altă... Gândesc cu altă viteză. Asta pot să vă spun. Că procesul gândirii în lumină este mai rapid decât în întuneric. Asta e ca observație personală. Și faptul că dacă mă duc la... și mă încarc negativ, gândirea mea are o latență față de dacă mâncar cu lumină. Are altă latență. Deci e ca și cum gândul meu ar trece mai greu printr-un... parcă ar fi un mediu mai dens, mai vâscos. Și am observat asta la copii. Dacă le dai lumină, gândirea lor se activează. Se îmbunătățește. Devine mai rapidă. Păi mi se fac care răspuns. Este faza cu telepatia, un gând transmis în un gând negativ, transmis la distanță, pe principiul telepatiei și uite, asta este magie. Mesajele subliminale sunt informații IE, informații și energie, care se află la, deci care ajung la nivel de subconștient și care de acolo tind să iasă în conștient. Mesaje subliminale care sunt băgate cu bună știință sunt mesaje subliminale care sunt băgate din prostie. Da? Pentru că o educație de genul dacă faci sex, te ia dracu. Dacă faci sex, te duci în iad. Este, la un moment dat, în timp, un mesaj care ajunge la nivel, rămâne la nivel subliminal. Da? Ei, mergând la nivel subliminal, în timp iese la suprafață, sub formă de frigiditate. Da? Sau pot fi transmise mesaje subliminale de genul respectiv. Mamele transmit fetelor lor. Fără să aibă să le spună ceva. Pur și simplu,
programele lor negative de la nivel interior, să zicem, frigiditatea lor, blocajul lor sexual, se transmite fetelor sau băieților, da? Subliminant. Ei nici nu știu de ce sunt blocați. Ei sunt blocați în cauza că, de fapt, mă mai frigidă. Foarte simplu. Mesaje subliminale pot să fie... Putem să ne transmitem noi, unii la alții. De exemplu, mă duc într-o masă de oameni, da? Și în masa aia de oameni sunt foarte mulți... Să zicem, mă duc la un concert rock, da? Și în masa asta de oameni sunt o grămadă de tip care fumează marihuana. Ok? Bun. Ce îmi va apărea a doua zi după ce mă trezesc? Dorința de a fuma marihuana. Pentru că oamenii sunt capabili să-și transmită instincte, sentimente, gânduri. Care se... Ce înseamnă subliminal? Înseamnă că mi-au șuntat conștientul, sunt în mine acolo și la un moment dat tind să iasă la suprafață. Ce înseamnă subliminal? Adică eu sunt ca un balon care conține o grămadă de informații, dintre care unele nici măcar nu le știu, unele vin cu joaca și tind să le manifest. Mintea nu reprezintă nici. Mintea cred că e un concept totuși, pentru că are o grămadă de caracteristici. Da? Inclusiv spațiul de stocare, inclusiv gândirea, inclusiv voința. Da? Pentru că mintea noastră este dată până la urmă de voință. Mintea mea este un aparat prin care eu relaționez cu lumea asta. Dacă am o voință bună, cum o voi avea mintea? Bună. Dacă sinele meu este benefic, cum voi avea mintea? Benefică. Bun, este adevărat că aici mai, la nivelul minții mai are și componenta câmpul Îngerului Păzitor, pentru că și el face parte din, deci din minte. Că în minte ce fac? Am gândul meu, am gândul Îngerului Păzitor, am gândul demonului. Deci mintea e un tot. Am informația, am memoria. Deci am toate. Și e un lucru mai complex. În momentul în care treci de bine și de rău, înseamnă că ai ajuns, părerea mea. Pentru că Dumnezeu nu judecă nici prin bine, nici prin rău. Dumnezeu judecă prin necesitate. Un război e îngăduit de Dumnezeu. Nu poate să existe un Dumnezeu fără voia Dumnezeu. Deci un război să existe fără El. Nu înseamnă că îl dorește. Înseamnă că e necesitate. Dar Dumnezeu judecă prin prisma ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce este după, prin rezultat, prin perspectivă. Nu prin însăși. Și un cutremur e rău, dar în perspectivă poate să fie bun pentru o nație. Asta e scopul minții. Scopul minții este... Știți ce se întâmplă? Dumnezeu este un tip înțeles. Și... Deci, imaginați-vă că Dumnezeu a evoluat precum jocurile pe calculator. De la simplu la complex. Iar lumea sunt precum este o lume virtuală creată de Dumnezeu, în Dumnezeu, cu scopul de... Pe lângă întoarcerea lui la cer, este și cu scopul de a învăța. Lucruri noi. Cunoașterea infinită. A descoperit lucruri noi. Deci dacă noi suntem văzuți după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, noi o să știm tot timpul, o să învățăm tot timpul lucruri despre noi și o să trecem tot timpul prin niște încercări care o să ne educe. Eu cred că Divinitatea este la fel. Nu este, cred că, intrinsec limitată și cred că evoluează. Vă dau un sfat să fiți atenți la fiecare gând al vostru. Fiecare gând al vostru contează. Fiecare gând care vă vine în minte vă determină. Pe unele le primiți, pe unele le respingeți. Noi trăim într-o mare de gânduri pregândite.
Deci în jurul nostru sunt miliarde de miliarde de miliarde de gânduri care au fost gândite de noi de alții. Evident că eu o să mă formez în funcție de gândurile pe care le primesc. Evident că respingându-le nu mă formez deloc, pentru că dacă nu, nu e nimic. Și atunci problema este de selecție. Pe măsură ce voi selecta gândurile pozitive, voi urca. Nu pot să stau gol. Că nu se poate. Trebuie să mă umplu cu ceva. Și atunci acest umplut presupune informație și energie divină. Deci e foarte important ca am în multitudinea de gânduri care vin în minte să le găsesc pe alea care mă formează din punct de vedere spiritual. Cum fac treaba asta? Foarte simplu. Când am un program care îmi permite să-mi verific mintea, atunci o să-mi curăț mintea de gândurile care sunt negative. Și asta, eu de să sfătuiesc oamenii. Voi duceți-vă, mai închinați-vă la un sfânt. Mai mergeți pe la Părintul Arsenie Boca la Prislop. Mai mergeți la Ierusalim, dacă vă permiteți. Avem moaștele Sfinților din București. De ce? În momentul în care pui capul acolo, gândurile negative, șerpii ăștia, care nu au noțiunea de nici nu, pleacă. Că nu suportă la vibrația respectivă. Și o formă să-mi curăț capul. Da? Rugăciunea îmi curăță capul. Postul îmi curăță capul. Dar eu nu pot să stau foarte curățat. Că nu mai folosesc aparatul ăsta. Deci aparatul ăsta trebuie întrebuințat. Gândirea îl întrebuințează. Gândești, vei gândi mai departe. Nu gândești, face alții, am și atunci, gândiți că e mică rău concurența.